Mă simt discriminată. Gata. De ce? Că nu-mi place de tine? Da. Hello, sunt eu, Daria, și astăzi sunt alături de Antonio și Răzvan, pe care iubesc la nebunie. Și noi pe tine. Să nu-ți uși părul. Și noi pe tine. Deci, părul meu este bufant în sfârșit, după 5.000 de ani, pentru că Răzvan și-a lăsat amprenta în el. A sunat bine, nu? Da. Ok. Dar nu cum și-a lăsat Ștefan. Da. Astăzi suntem aici pentru că ne-am întâlnit după 5.000 de ani. Finally, corect. Era cazul, nu? Nu, chiar era cazul. Era cazul. Ți-am dat țeapă în noiembrie, trebuia să vedem în noiembrie. Da, ți-am dat țeapă în noiembrie. Băi, se mai întâmplă. Eu chiar mă așteptam să te superi, sincer, atunci. În noiembrie, știi? Că eram, da, venim, sigur, facem, blablabla. Știi o săptămână înainte. Noi ne-am fi supărat. Hei, Daria! Da. Că am fi crezut că tu nu mai ai chef, dacă ai făcut timp. Da, sau că ai un motiv, sau îți găsești scuze și... Dar nu s-a supărat Daria. Nu, eu nu sunt supărat ceasă deloc. Nici nu sar la concluzii de genul... Că vai, nu mai vrea să facă cu mine, vreau nu știu ce, adică eu sunt chill, vreau de tot. Tu așa faci. Da, eu așa fac, da. A, da? Da. Îți folosești partea negativă a zodiei de aer. Cheers. Cheers. Astăzi vreau să vorbesc cu băieții și cu voi de altfel despre diferențele dintre a fi trans sau gay. Spun asta pentru că, din păcate... Da. Așa, adică trăim într-o țară în care nu s-a vorbit despre asta foarte mult, oamenii nu sunt foarte educați pe subiect. Sunt întrebări destul de penibile și stupide, pe care le primim atât eu cât și ei, așa că ar fi bine să vorbim despre cu adevărat ce înseamnă sau cum ne dăm seama că suntem gay versus cum ne dăm seama că suntem trans. Bun, deci noi doi suntem poponari. Suntem, da, și suntem într-un cuplu homosexual. Noi doi formăm un cuplu, high five. Da, și am apărut pe YouTube pentru prima dată în septembrie 2021. Exact, deci suntem destul de noi... Daria e prima persoană care she reached out to us. Serios, da. Wow. Și eram ok. Daria. Pentru cei care nu știu, mulțumesc mult. Deci, pentru cei care nu știu, eu am fost înnebunită de ideea, mă rog, de primul cuplu gay out and about pe YouTube în România. Și logica I reached out to them pentru că chiar îmi place foarte mult ceea ce postează. Și vă încurajez neapărat să dați imediat pauză. Deci, acum pauză. Vă duceți jos la descriere și dați-vă click pe canalul lor, dați subscribe și după asta reveniți. Vă dau 2 secunde, 2, 3 și... Thank you so much. Fost super bucuros când am văzut că Daria ne-a lăsat comentariu, pentru că te știu de când eram eu în liceu. Ți-am distanțat atunci videoclipul tău cu mersul la Pride. It was ages ago, yeah. Ok? Și cumva nu-mi venea să cred că Daria ne-a scris nouă. Cred că poate și mie mă gândeam, știi, gen să... Oare să-ți las comentariu, să încerc să zic ceva, dar... Nu vrei să știi cum a făcut când a citit comentariul. Oh my God, cine a dat comentariu? Mă gândeai ceva hater sau ceva băgat sub pământ. Daria Gina, oh my God. Cheers. Bem aici un pic de whisky cu miere, ai zis? Cu miere, da. E super bun. E suc de miere, de fapt. Suc de miere, da, pentru copii. YouTube. Bun, și da, din păcate trăim în România și... Vorbind cu Daria, am realizat, mă rog, mai mult ea, că ea primește mai multe întrebări de astea. Multă lume cică nu știe diferența exactă dintre gay și trans. Da. Ok. So we do that. The body is so low. Dar nu, acum nu facem cateringă, chiar nu, e nu facem cateringă. Normal, e pe bune. Sunt niște diferențe foarte mari între identitatea de gen și orientarea sexuală. Ok. Așa că o să încep prin a-i... L-am întrebat pe Antonio. Da. Cum a descoperit el că este gay, spre exemplu? Păi, ca să fiu cel mai sincer, am descoperit că-s gay. Mă rog, nu știam ce înseamnă acum ca termen, sau nu știam unde să mă placez neapărat. Dar știam că s-a tras de băieți de la o vârstă super fragedă, adică știam de la grădiniță. Știi, de exemplu, la grădiniță se fac foarte multe jocuri în care băieții vor să fie împreună cu fetele și se pupă, se sărută, se strâng în brațe. Mie mi se părea ciudat că se întâmplă toate lucrurile alea, pentru că eu în capul meu îmi doream să o fac cu băieții. Uh-huh. Dar nu mai era niciun băiat care să vrea să o facă cu băieții și nici nu era neapărat că încurajat. Nu era o chestie normală în care să fim întrebați, a, da, tu ai vrea să te săruți cu fetele sau cu băieți? Deci cum era de la început implementat că băieții cu fetele. Uh-huh. Dar eu eram, ok, dar eu mai degrabă l-aș pupa pe Marius. Cătălin sau pe Marius, știi? Și cumva atunci am început să-mi pun primele semne de întrebare. Logic, n-am comunicat cu nimeni despre chestia asta.
Și cu trecerea timpului, să zic, probabil până prin clasa a patra, încât să descoper eu pe internet ce înseamnă gay, cumva credeam, ok, e ceva acolo cu băieții, dar dacă e normal să-ți placă fetele, ok, deci trebuie să-mi placă și mie fetele. Și cumva când aveam o relație de prietenie mai strânsă cu fetele, eu automat mă făceam să cred că, bă, poate chiar îmi place de ea. Dar în timp, după ce am ajuns să înțeleg ce înseamnă să fii gay, ce fel de comportament sau, mă rog, dorințe aveam eu în copilărie, mi-am dat seama că, de fapt, sunt apropiat de fete, că ele mă înțeleg mai bine și tot timpul m-am înțeles mai bine cu fetele, dar asta nu înseamnă că îmi place de ele neapărat sentimental, știi? Uh-huh. Acum, că sunt într-o relație cu Răzvan, e ceva total diferit. Adică nu se poate compara, logic. Da, dar tu trebuie să vorbești despre atracția sexuală pe care nu ai față de fete. Păi nu am. Da, deci eu mă identific ca bărbat gay care are o atracție sexuală față de bărbați. Adică eu, chiar dacă am încercat să fac sex cu femei, nu pot. Gen... It's not working. Nu se... Same here. Scoală. Ce trebuie. Vreau să zic că gen, avem o experiență foarte similară la asta cu grădinița, pentru că și eu, I was going through the same thing. Ok. Și gen, îmi plăceau bărbați, băieții, da, de la grădiniță, dar diferența ar fi fost că eu credeam că sunt fată. De am când înțeles. Eram copil și îmi spuneam gen, Dariusa. Ok, am înțeles. Era... Da. Cum se manifesta chestia asta în interiorul tău? Adică... Păi eram foarte feminină, în sensul în care stăteam doar cu fetele, ele se jucau cu păpușile chestii, asta făceam și eu. Și nu, în capul meu nu era nicio diferență între mine și ele. Ok. De la bun început. Uh-huh. De asta îmi spuneam Dariusa, pentru că eram că acolo e. Și între timp mi-am dat seama că stai, că trebuie să fiu băiat, că nu știu ce, și logică, învățătoarele mă puneau să fac, să stau cu băieți, și atunci au fost niște diferențe, cum ai spus, te împinge într-o anumită direcție care nu e a ta. Într-un sistem cumva prestabilit dinainte. Uh-huh. Da. Bun, și atunci tu crezi că multă lume, sau mă rog, credea de tine că ai fi putut să fii gay, de fapt? 100%. Ok, și atunci crezi că asta e una dintre lucrurile pe care oamenii le confundă. Tu te-ai născut în sexul greșit, da? Dar pentru că tu ești femeie, căruia îi plac bărbații, fiind la momentul respectiv băiat, uh-huh, lumea confunda cu faptul că tu, de fapt, ești gay. Normal. Și asta e doar o chestie gen, o, vrei tu să fii fată, dar... Și atunci nu o înțelegi neapărat, da, identitatea de gen cu atracția sexuală. Da. Ok, now it makes sense. Că eu, mă rog, da, ok, it makes sense. It makes pentru da. Că una este ceea ce te atrage și alta e ceea ce ești. Exact. Foarte important. Adică cum te identifici. Că și eu, de exemplu... Dar mi se pare că foarte multă lume nu înțelege și nu se înțeleagă vreodată cum vine aia să fii altceva decât ești. Mm-hmm. Înțelegi? Da. Aici o să se bată foarte mulți cu capul de perete și să zică nu înțeleg chestia asta. Până la urmă intervine, pot să-mi jur? Da. Pum, p***a mea, vreau să zic așa, știința, nu? Care a descoperit foarte multe lucruri. De exemplu, săptămâna trecută m-am uitat la un reportaj în care explica cum bărbații se nasc gay. Uh-huh. Și o tipă specialist care doar asta a studiat, cumva zicea că în funcție de fiecare țară, și acum când zicea fiecare țară, în funcție de cât de puternic e ca influență religia în țara respectivă, la nivel de țară, cumva procentul de bărbați, femei care se identifică ca gay, deci doar despre gay vorbea, e între 1 și 3%. Deci dacă stăm să ne gândim în România, 19 milioane de oameni, ar trebui să fie 190.000 de persoane gay, minim. No, unde sunt toți, știi? Gen. Și asta zic, it's science, adică oamenii au făcut foarte multe cercetări în... multe țări și până la urmă și asta cu transsexual people e fucking explicată. Nu, dar eu foarte mult am încercat să caut pe parte științifică și să găsesc explicații științifice cu argumente și tot ce ține de parte hormonală. Da. Și ce se întâmplă în momentul în care se dezvoltă embrionul, mm-hmm, și ce se întâmplă cu cromozomii și ce se întâmplă cu dezvoltarea embrionului după 3 luni. Acolo mă gândeam că acolo vrei să bați, că toți suntem la fel în primele 3 luni de sarcină și mai da, apoi... Da, sunt foarte multe situații care diferă. De exemplu, explica că la o mamă, de exemplu, dacă rămâne gravidă, să zicem că nu contează ce e primul făt, it really doesn't matter, dar deja la a doua sarcină, dacă are băiat, sunt șanse enorm de mari ca băiatul să devină gay și să zic de ce. Okay. Pentru că ea fiind mamă și având băiat gay, corpul ei încearcă să se protejeze de estrogen și atunci îi trimite mai puțin estrogen către făt. El fiind băiat și primind mai mult estrogen, automat iese cu comportamente mai feminine, exact, și cu altă orientare sexuală. Păi,
și la asta rezultă. Cazul tău... În cazul meu știu eu. Da, deci... Deci, orice făt pornește de la cromozomii XX. Exact. Toată lumea. De asta bărbații au sfârcuri, pentru că de acolo pornim cu toți. Da. Putem să spunem mai pe românește că toți am fost femei at some point. Exact. Fată, nu femei, mă rog. În pântecul mamei. În pântecul mamei, da. În a cincea săptămână, când are loc acea explozie de testosteron în uterul mamei, cromozomul XX se transformă în XY în cazul băieților. Asta înseamnă că aparatul care va deveni în viitor reproductiv coboară în jos. Și aici vorbim de ovare care se transformă în testicule și canalul vaginal care devine practic un penis. Da. Adică plecăm toți de la aceleași țesuturi. În cazul unor persoane trans în spețe este că, de fapt, corpul se dezvoltă într-un anumit fel, respectiv masculin, dar mental fătul rămâne la feminin. Ideea este că acei oameni, sau, mă rog, în cazul persoanelor trans, studiile din trecut au arătat că creierul unei persoane, unei femei trans este foarte asemănător în structură cu creierul unei femei biologice, față de un creier de bărbat. Și când fac diferența asta, mă refer la număr feminin de neuroni într-un nucleu limbic, ceea ce face acele persoane să se identifice ca fiind femei. Este atât de simplu, la bază este totul medical și biologic. Și biologic, da. Pe urmă, nu e neapărat a fault, but it's nature. Exact. De fapt, nu e o problemă mare. Pot eu să o asemăn cu un handicap, pentru că, like, I had to go through all of this, gen surgeries and stuff. Yes. Doar ca să mă încadrez într-o societate binară. Exact. Dar dacă era o societate în care a fi trans sau non-binary sau erau normalizate, atunci maybe trans people wouldn't have to go through this. Am înțeles. Deci, cred că dacă la nivel social ar fi fost acceptat, cum vorbeam că erau, de exemplu, anumite triburi indigene sau africane în care trans people erau acceptați, logic, ei... They didn't do surgery. Exact. N-a fi nevoie. Ce ai fi făcut? Eu dacă... acum, eu nu știu ce aș fi făcut, pentru că eu am trăit în societatea asta și atunci, pentru mine, feminitatea a însemnat să nu am niciun fir de păr pe mână. Sunt frumoșată. Pentru că înseamnă, nu? Da, așa am crescut mental. Și atunci, pentru... Eu mă simt confortabil în ideea de feminitate cum e acum. Știi? Probabil dacă aș fi crescut într-un trib în care femeile erau păroase și... Am înțeles să zic, da. N-am mai fi simțit nevoia. Exact, dar normele sociale și-au pus amprenta în nou. Psihicul nostru, până la urmă. Normal. Da. Că vorbeai de făt și de testosteron, cazul unor bărbați care se nasc gay, cantitatea de testosteron e mult mai mică decât în cazul bărbaților care se nasc straight. Și atunci asta te face să te identifici ca bărbat, într-adevăr, pentru că lipsa nu e atât de mare, dar ești atras de același sex. Faptul că există o cantitate mai mică de testosteron doar înclină spre chestia asta, nu este musai. Că de asta avem și oameni care poate au atracții față de bărbați, dar pe care nu le acceptă din cauza societății. Exact, 100%. Na, adică e mai degrabă fluid, în funcție și de și eu. Cred. De bisexualitate? Da, mai ales bisexualitatea mi se pare foarte comună. Mult mai comună decât o... Homosexualitatea sau transgender people, 100%. Avem vreun procent de... Habar, nu știu. Probabil dacă multă lume ar fi mai open și societatea ar fi mai accepting, probabil că mulți dintre ei, să zic, nu ar recurge neapărat să aibă o relație cu o persoană de același sex. Dar experimenta mult. Dar s-ar lăsa să experimenteze. Corect, știa? Corect. Citise mai de mult tot așa un articol, dar nu mai știu exact cum o cheamă pe tipa care, pe autorul articolului, în care zicea că dacă stai să te gândești relațiile bărbaților straight, adică cum relaționează ei, au o tentă homosexuală la bază, pentru că merg foarte mult pe admirație, pe îți dau un pumn în umăr, după te strâng în brațe, gen, îl admir super mult pe celălalt bărbat. Și atunci, super uită la bărbații. Știi? Cumva pornește tiny from somewhere. Dar din cauza, zicea și ea, din cauza stigmatizării sociale și faptul că homosexualitatea e văzută ca un lucru feminin, josnic, cumva pentru un bărbat, mulți nu-și acceptă latura aia că, bă, îmi place de tine, te admir, dar m-aș fi fute cu tine dacă ar fi just once, poate, știi? N-aș fi poate într-o relație cu tine, dar aș vrea să încerc să văd. De asta zic, fac paralela cu ce ai zis tu versus ce era în Grecia Antică, unde efectiv bărbații maturi, adică bărbații tineri la pubertate, trebuiau să aibă un bărbat matur cu care făceau sex pentru a deveni adulți.
Și atunci, din moment ce chestia asta era normal, social acceptată ca normală, oamenii nu erau gay, dar făceau totuși sex între ei și atunci exista acolo o atracție sau un ceva. Păi, probabil viața lor sexuală era mult mai liberă față de ce cunoaștem noi nowadays, mai ales în România. Da, dar viața sexuală astăzi este dictată de biserică peste tot. Exact. Și n-ar trebui să existe decât în scopuri reproductive și atât, fără plăcere. Nici dracu nu o să zică de plăcere vreodată. Păi, dacă stăm să ne gândim la modul, ne băgăm acum un pic pe brainwashing, da? Okay. Dacă tu îi lași libertatea unui om să se bucure de toate plăcerile lui carnale și să fie el cu adevărat, nu, asta înseamnă că tu nu l-ai mai constrânge pe omul ăla și poate nici nu ți-ar mai asculta nici pe tine, care și-ar da frâul liber la tot ce e el. Și atunci nu s-ar mai uita după dictările impuse de biserică. Așa. Știi că toată chestia asta de subjugare mentală nu vine numai cu a tiny bit la pachet. Are foarte multe chestii pe care ție ți le impune și în subconștient pe tine te face să te simți vinovat. Da, vinovat pentru fiecare gând pe care l-ai. Da, toate chestiile astea pe care ți le impun alții au la bază perpetuarea speciei și atât. Doar despre asta e vorba în societate. Despre perpetuarea și funcționarea unui sistem. Da. Period. Bine, acum ești pe care, scuze, pe care trebuie să-l susții. Și să-l susții doar prin a produce oameni noi și oameni noi și oameni noi. Și dacă biologic nu se poate, de asta toți ne sar în cap. Că suntem homosexuali sau transgender. Dar mi se pare foarte amuzantă chestia asta cu vai că homosexualii nu pot să facă copii sau persoanele trans. Deși persoanele trans, uite, dacă nu fac operație, pot să facă copii, știi? Și chiar sunt persoane trans care au copii. Și sunt și persoane gay care au copii din căsnicii cu persoane de sex opus. Exact. Dar poți să apelezi la mama surogat, Jesus Christ. Aia vreau să zic. Ne îndreptăm într-o direcție în care eu am senzația că în viitor, don't judge me, senzația că nu o să mai fie pregnancy a thing. Adică cred că o să existe laboratoare unde te duci. Like the supermarket. Și exact, iei ADN de la părinte, care poate să fie și așa și așa, oricum ar fi, și îți faci acolo în 9 luni de zile în laboratorul respectiv, nu mai face femeia. Adică așa cred că o să fie în viitor. Direcția în care ne îndreptăm este foarte pozitivă, mai ales pentru awareness, ce înseamnă sexualitatea în general, ce înseamnă libertate și așa mai departe. Vorbeam acum de exemplu, nu știu că într-adevăr până să te cunoaștem pe tine, cel puțin în România, n-am luat legătura cu nimeni care să fie trans, deci nu pot să zic că știu pe cineva anume, nu știu dacă exista cineva la mine în oraș sau așa, dar, de exemplu, nu ți se pare, comparativ cu alte țări, că și numărul persoanelor gay, de exemplu, în România, e mult, mult, mult mai mic decât oriunde altundeva și din, nu știu, care crezi că e cauza? Noi vorbim de blocul estic al Europei. Da, exact. Probabil nici în Bulgaria, nici în Rusia, Serbia, nici în Ucraina, Ucraina, numărul nu e așa mare. Eu nu cred că numărul nu e așa mare. Eu cred că nu-și asumă atât de multă lume. E vorba de vizibilitate. Și așa cum am cunoscut eu, adică am cunoscut, spre exemplu, un bărbat de 40 ceva de ani atunci, la vremea aia, care era el era gay. Okay. Dar era căsătorit cu o lesbiană de 20 de ani de zile, gen... pentru că voia ca societatea să nu știe că ea ar fi gay. Și atunci, din moment ce există asta, sense, they don't necessarily count as gay, social vorbind. Și când facem studii pe câte persoane sunt gay în România, noi nu-i luăm în calcul. Și pe ăștia. And this is wrong. Îi vedem doar pe aia de la Pride. Exact, îi vedem pe aia de la Pride, care și ea sunt mulți, culmea, dar sunt mult mai mulți realitate. Și crezi că o să se schimbe numărul ăsta vreodată? Eu chiar cred că o să se schimbe. Pentru că acum... ați venit voi, dau un exemplu, care aveți un impact asupra comunității gay. Eu, cu siguranță, am avut și eu un mic impact asupra comunității trans, doar pentru că am vorbit despre asta online și ca mine o să mai vină multe noi, și tot. Haideți toți, vă rog, faceți-vă canale de YouTube și vorbiți. Ce alte diferențe mai sunt între trans și gay? Niciuna. Da, deci împărțim practic aceeași stigmă socială, nu? Da, asta cu stigma socială, da. Nu, cred că la voi totuși e mai rău. E mai rău, nu? Un pic, da. Eu așa cred că la voi e mai rău. Dacă mai depinde, uite, chiar vorbeam cu un prieten gay chestia asta, că spunea că e mai greu să fii trans din punct de vedere social, cum te interpretează lumea. Dar într-o societate patriarhală, să zicem, și misogină și tot, actually, e mai rău să te știe ca bărbat gay decât ca femeie trans care te încadreze în binaritatea socială feminină. Ok. Eu, spre exemplu, am o pătură de
oameni, să nu spun urmăritori, mă rog, bărbați care îmi spun gen, vai, eu urăsc gay, mi-e scârbă de gay, dar voi... Dar ție-ți plac, ei te plac. Tu care ești femeie, tu ești femeie, adică în mintea lui nu e scârbă de asta, e scârbă doar de gay, știi? Și de ce le e scârbă de chestia asta? Problema. Eu cred că e o problemă de... Eu cred că homofobia tot vine dintr-o negare a ceea ce simt. Orice scârbă, dacă mi-e scârbă de ceva, de ce mi-e scârbă de chestia? Pentru că o trăiești tu, pentru că ți se întâmplă ție. Pentru că e ceva în mine, ceva care nu accept. Cum poți să fie mie scârbă de existența unor oameni care nu îmi greșesc cu nimic? Poate să fie și din cauza modului în care au fost crescuți și educați. Știi, da. Să știi ce au auzit acasă. Și modul exact. În care erau bătuți cu parul. Da. Ca exemplu. Cred că homofobia poate să vină din foarte multe cauze, da. Cauze, știi? Adevărat. Și din punct de vedere religios până la urmă. Adică în România, clar, ăsta e un factor foarte important. Dar mereu e foarte amuzant cum homosexualitatea e blamată de religie. Dacă ne uităm la cazurile doar publice, de pedofilie sau homosexualitate din rândul bisericii, sunt mai multe decât în... Pentru că eu cred, nu știu dacă am dreptate sau nu, dar eu cred că mulți care merg să studieze preoție sau cum îi zice, eu cred că mulți știu că-s gay și se duc acolo să scape de chestia asta sau pur și simplu. Și am auzit o grămadă de povești. Probabil și știu, ok, nu o să pot să fiu gay, asumat niciodată. Mă duc, studiez acum, mă fac preot sau călugăr și mă duc la mănăstire. Și poate îmi trece. Sau și alții acolo, știi? Crezi că gândesc așa? Eu închis. Eu cred că da. Și eu cred. Pentru că mulți... Noi aveam, de exemplu, în curtea liceului, era o clădire în care era liceul de preoți. Teologic. De teologic, da, exact. Și mulți, și auzeam, mai auzeam povești de preoți de prin nu știu ce sat care se dau la tinerii de la teologie sau le fac avansuri sau chestii de genul. Deci cred că în mediul respectiv e o chestie care lumea știe și se vorbește. Eu aveam un prieten din Botoșani care el era gay în liceu atunci și avea un iubit la Suceava care, culmea, era preot și mă rog, la aveam mai mulți băieți cu care, mă rog, catfish-uia, nu știu ce se întâmplă, că l-a rănit foarte mult pe prietenul meu emoțional. Dar vreau să zic că chestia asta se practică și atunci vin și întreb de ce, că pe față urâți gay, dar pe la spate voi sunteți gay. Sau nu toți, dar câțiva sunteți. Pentru că mi se pare că trebuiau să urmeze anumite dogme. Cineva de sus a hotărât, ok, suntem împotriva asta, 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 asta și asta. Eu am spus-o mai departe, încât populația s-a obișnuit cu ce suntem împotrivă și cum poți tu să o convingi pe Lenuța și Gheorghina că știi de fapt domnul preot e gay, no, hai să acceptăm gay, când e păcat de la Dumnezeu să fii gay, știi? Dar nu poți, că dacă ești gay nu poți să faci copii și, repet, iar revenim la societate, trebuie să faci copii ca să meargă mai departe. La preoții săia care nu fac copii sau călugări. Călugări, da, și aia catolici. Dar aia sunt ok că nu fac copii, că ei sunt numele lui Domnului de aia. Normal. În afară de faptul că tu ai vrut, ai simțit să-ți faci schimbarea de sex. Da. Noi nu o simțim, că dacă am fi simțit-o, noi eram gay, eram trans. Da. Logic. Există, din câte știu, nu? Și la trans, de exemplu, tu puteai să-ți faci schimbarea de sex, dar în același timp să fii atrasă de fete. Da. Există femei trans, lesbiene. Exact. Cum există băieți, sunt corp de fată, fac tranziția, dar după le plac tot băieții. Adică se transformă băieți. Da. Cărora le plac băieții. Deci tip trans-gay. Exact. Există. Pentru și atunci, adică de asta zic că cumva e clară diferența dintre atracție sexuală și identitate de gen, nu? Exact. It only makes sense. It makes a lot of sense, dar asta vreau să zic că nu sunt legate, așa cum ai zis și tu. Da. Poți să fii femeie trans și gay, dar nu că ești gay ca băiat. Ești femeie trans, dar gay în sensul că îți plac femeile. Da. Că a fost un caz foarte mediatizat, Gigi Gorgeous, nu știu dacă știți. Ba da. Deci, când și-a făcut tranziția, practic îi plăceau băieții, după asta s-a căsătorit cu o femeie. Și lumea spunea, deci ai devenit straight. Nu, este o femeie trans, gay, atât de simplu este. Ok, da, înțeleg. Deci dacă și în alte țări lumea confundă, deci să nu ne mirăm. Nu, că și aici nu ne mirăm. Cum de altfel există bărbați gay cărora le place să arate cel puțin mai masculin și sunt bărbați gay cărora le place să se îmbrace mai feminin sau poate la anumite ocazii chiar super feminin, gen la modul rochie, fustă, așa. Asta nu înseamnă neapărat că ei își doresc să fie femei, adică exact. Să facă schimbarea de sex.
A, nu l-am întrebat pe Răzvan. Tu, cum ți-ai dat seama că ești gay? Da, chiar Răzvan, oh my God, după jumătate de oră. Ce ați pățit voi și similar am pățit și eu. N-am vorbit nici foarte mult pentru că am intrat și pe partea cu testosteronul și cu genele și așa mai departe și nici unul dintre noi nu avem informația stăpânită. Adică la modul să zic de ce unii homosexuali sunt mai feminini decât ceilalți și de ce eu sunt mai masculin decât... Pregătim un video în care o să explicăm with facts. Pentru că nu am the facts. Și eu, cel puțin din ce am citit ulterior, după ce, ce m-am mai maturizat și mi-am explicat anumite comportamente de ale mele din trecut, la fel, când eram mic, eram atras de activități, chiar dacă nu trebuia făcute cu băieți, îmi plăcea să le fac cu băieții. Și noi ne exploram foarte mult sexualitate, chiar dacă nu exista când eram mic, adică ne jucam cu puțele. Am I love that. Între băieți, dar nu mi-a venit niciodată să mă joc cu puța unei fete. Adică, pentru că nu mi-a venit, pur și simplu. I wanted to touch that. Da, tu erai fascinat. Da, eram fascinat. După cum de altfel ești și azi. Da, și după mi s-a oprit chestia asta. Pentru că am început să mă maturizez și să cresc în societate care are normele ei. Și am avut o perioadă în care, mă credeți sau nu, aveam fluturi în stomac din cauza fetelor, dar nu era o chestie sexuală și aveam o prietenă și eu îmi doream să știu cine o să fie soția mea și îmi doream să fie femeia respectivă, mă rog, fata respectivă, da. Dar nu era nimic asexual, era altceva. Dar după ce am intrat în pubertate, au revenit iar toate chestiile care îmi plăceau la băieți, adică chiar eram brusc interesat de penisuri și de toate formele unui bărbat și de probabil fluturii din stomac de care ziceai tu și eu îi confundam cu iubire, dar la modul poate era altceva. Emoția aia de exact. Prietenie, I guess, cred că se poate. Exact. De asta am intrebat. Dar până și eu am avut fluturi pentru o fată când eram în școala mică, urmă. Da. Dar nu eram atrasă sexual. Ne țineam de mână pe stradă. Dar nu știi ce e atracție sexuală. Știi, de asta zic exact. De la 3, 4, 5 ani nu știam ce e atracție sexuală. Adică știam că e wrong. So. Plus că ne condiționează societatea către chestia aia și atunci simțim că asta e normalitatea acolo. Deci normalitatea e numai subiectivă, este și diversă. Bine, da, teoretic exact. Societatea nu trebuie să încurajeze niciun comportament sexual până la o anumită vârstă. Mai spunem. Dar da, mi se pare că mulți bărbați își încurajează copiii, gen băieții sau și pe fete mai puțin, dar pe băieți la 7 ani, tu n-ai gagică, dar nu ți-ai luat o fată, dar ție nu-ți place nicio fată de la școală. Și mi se pare că de atunci începe să li se deschidă creierul înspre a înțelege sexualitatea, dar nu le zice nimeni nimic despre ea, doar bagă dume și nu duc o discuție până la capăt. Așa. Dar da, de când m-am născut sunt gay. Și de când am tot îmi place puța. De băiat. De băiat, așa. Exact. Mă simt discriminată. Gata. De ce? Că nu ne place de tine. Da. Nu ne place, te adorăm. Mulțumesc. Am făcut educație, am făcut astăzi, nu? Un pic, sper. Un pic, așa. Sper că ajută. Trebuie să mai faci. Lăsând gluma la o parte, mi se pare că a fost foarte interesant videoclipul. Și că o să fie o intervenție foarte, sper eu, apreciată, dar în orice caz importantă pentru cei care ne urmăresc. Și eu sper să ajute lumea să înțeleagă mai bine diferențele dintre noi sau să se înțeleagă pe ei mai bine, având în vedere că știu sigur că ai făcut un video cu o persoană, cum îl cheamă, care o detranzit. Nu, voia să devină trans, dar nu o mers până acolo pentru că între timp și-a dat seama că, de fapt, I am gay. Uh-huh. Și probabil multă lume trece prin confuzia asta. De asta și ziceam că poți să fii bărbat gay, dar să-ți placă foarte, să fii foarte atras de lucruri de feminine, să vrei să te duci în ochii, să vrei să-ți pui perucă, să vrei să te machiezi. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să recurgi la schimbare de sex. Mm-hmm. Doar corect. Your fetish, dacă putem să-l numim fetish sau pasiune, I don't know. Sunt bărbați care sunt straight, dar au un fetish cu a se îmbrăca în femei, gen drag și travestiți. Deci chiar există chestia asta. Asta înseamnă că-s gay sau normal. Că vor să-și facă operație de schimbare. Normal. De deci concluzia este că mintea umană este atât de complexă. Și atât de fluidă. Și atât de fluidă și trebuie doar să-i dai pace și să o înțeleagă fiecare pe a lui și să nu-și mai bage nasul unde nu își fierbe oala, mă rog. Și eu zic la fel. Și să mâncăm că se recește pizza. Și să mâncăm că ne-am luat pizza. Mulțumim că ne-ați uitat la... Ne-ați uitat? Ne-ați uitat, am zis? Da. Că v-ați uitat la noi. Jur că m-am plit un pic. Și încă o dată, nu toți bărbații se nasc homosexuali. Dar mai bine ar fi fost să se născut. Măi, nu este normal așa ceva, noi care avem vagin, ce mai facem? Exact, nu, jumătate. Jumătate, da, corect. Înainte de a încheia videoclipul, nu uitați să verificați videoclipul pe care l-am făcut pe canalul lor, care a fost un Never Have I Ever, foarte amuzant și interesant.
Așa că dacă e atâta subscribe, dați-mi și mie și pe TikTok și pe Instagram. Pe noul Instagram și pe OnlyFans, peste tot. O să ne vedem data viitoare. Vă pupăm cu mare drag. Bye, bye!